Este ziua de flori și știam deja că este ziua lui Dani. A fost luat prin surprindere că este sărbătorit. Știu că el i-a spus doamnei Loredana că nu vrea să fie sărbătorit, nu vroia să facă mare gălăgie din acest lucru și dar n-avea cum să se întâmple așa, pentru că ziua de flori este o zi importantă și o zi mare pentru noi ortodoxi. Și sărbătorim pe toți cei care poartă nume de flori. A servit cu prăjituri Diana, a avut și șampanie. Este și ziua lui Mihai, nu am știut că este și ziua lui, și ziua Mariei. Toți trei au fost felicitați, li s-au cântat la mulți ani. Le spunem și noi la mulți ani să fie sănătoși și fericiți. Și dumneavoastră, tuturor celor care purtați nume de flori, vă urez la mulți ani și o zi frumoasă, să aveți tot ce vă doriți și să vi se îndeplinească toate dorințele.